Ai fost vindecat, iar după ceva timp s-a întors boala înapoi? De ce se întâmplă câteodată acest lucru? De ce câteodată parcă vine boala înapoi și cum putem să rezolvăm situația asta? Salutare! Eu sunt Andrei, de la Andrei și Filip, iar în acest mesaj, din nou, o să afli niște lucruri faine pe care nu le-ai mai auzit niciodată, cred. Așadar, hai să-ți povestesc o întâmplare. Ne-am rugat odată pentru cineva bolnav care era în multe stări de depresie, îmbinate cu atacuri de panică, amețel, stări de rău, insomnie și restul pachetului care vine cu duhul de moarte. Ne-am rugat, persoana a fost eliberată pe loc, plângea de bucurie că Dumnezeu a eliberat-o și a plecat acasă. Câteva zile bune, a fost perfect, a putut dormi, n-a mai avut atacuri de panică, n-a mai fost trist, nu tot depresie, nu tot nimic, tot pachetul, bine. Dar după o perioadă, stările alea de rău și de amețeală au revenit. Au revenit persoane și persoanei a fost din nou frică. Astfel a venit înapoi depresia și anxietatea și ne ruga să luptăm din nou pentru ea. Pentru o altă persoană ne-am rugat ca, prin puterea Duhului Sfânt, Dumnezeu să-i crească un picior care era mai scurt cu 3 cm. Șoldul lui fusese fracturat cu mult timp în urmă, iar în urma operației piciorul a rămas mai scurt cu circa 3 cm. Dumnezeu a făcut minuna și a făcut ca osul ăla să crească 3 cm în văzul tuturor. Persoana a fost vindecată pe loc, durerile au dispărut instant, iar încheieturile i s-au deblocat instant în numele lui Iisus Hristos. Însă, mergând spre casă, a fost atacat de prieteni credincioși, necredincioși și și-au cam bătut joc de el, că vezi, Doamne, și-a făcut de lucru cu Andrei și Filip. Astfel că, necunoscând implicațiile acestor propoziții, și-a respins vindecarea. A spus că nu e adevărat. No. Nu s-a întâmplat nimic, că l-am păcălit, că l-am tras de picior și alte minciuni. Din păcate, în momentul în care el a renegat vindecarea pe care a primit-o într-un mod incontestabil, piciorul s-a tras înapoi așa cum era înainte. În bunătatea lui Dumnezeu, durerile nu i-au mai revenit. A rămas vindecat la spate, dar piciorul s-a retras ca mai înainte. De fiecare dată eram amărâți când boala se întorcea înapoi la oamenii care erau vindecați dramatic și mi-am pus multe întrebări cum să-i ajut pe oameni să-și mențină vindecarea. Recent am avut o experiență interesantă. Mă rugam pentru un băiețel care nu vedea bine și purta ochelari. După ce m-am rugat, el mi-a spus așa: când țineai mâna pe capul meu, vedeam 100% normal. Dar cum ți-ai luat mâna de pe capul meu, vederea pleca și ea. Explic-o pe asta. În multe cazuri văd cum vindecarea nu ține, nu se menține. Durează ori câteva secunde, ori câteva zile, ori câteva săptămâni. Poate ești și tu în aceeași situație în care ai experimentat vindecarea lui Dumnezeu cu putere, dar parcă n-a ținut. Astăzi vrem să vorbim despre asta. Care sunt cauzele și cum putem rezolva problema aceasta? Unii s-ar putea să spună: băi, harapal, că Dumnezeu când vindecă, păi vindecă, frate, cum adică să vindece Dumnezeu și după aia să se întoarcă boala înapoi? Dumnezeu când vindecă, apă vindecat rămâne. Dacă Dumnezeu când vindecă, rămâne vindecat pentru totdeauna, atunci de ce au murit oamenii de pe vremea lui Iisus care au fost vindecați de Iisus? Păi frate, când vindecă Dumnezeu, vindecat rămâne. Ei bine, adu-ți aminte că Iisus l-a vindecat în Ioan 5 pe slăbănogul de 38 de ani. Iar câteva zile mai târziu, când l-a reîntâlnit în templu, el a spus așa: iată că te-ai făcut sănătos. De acum înainte să nu mai păcătuiești, ca să nu ți se întâmple ceva mai rău. Păi cum, Doamne, adică e posibil să mi se întoarcă boala înapoi, ba chiar mai rău? Păi ce vindecare prin har și fără fapte e asta dacă tu îmi spui că vindecarea mea va ține atâta timp cât sunt eu curat și sfânt? Stai puțin să-ți explic. Dacă boala vine înapoi, nu înseamnă că Dumnezeu ți-a dat-o. Tu te-ai expus. De exemplu, Scriptura spune cam așa: să nu dați prilej diavolului. Cum adică să nu dai prilej diavolului? Ce vrea el să facă cu noi? Păi, conform Ioan 10, hoțul nu vine decât să fure, să junghe și să prăpădească. Iisus nu a venit decât ca oile sale să aibă viață, nu să le fure sau să le prăpădească. Dar dacă tu dai prilej diavolului, el vrea să te fure, sau să te înjunghe, sau să te prăpădească. Nu Iisus o va face. Dacă oaia pleacă din protecția staulului și se expune dând prilej hoțului sau lupului și acesta o fură sau o prăpădește, cine e autorul răului? Hoțul sau păstor? Lupul sau păstorul oilor? Putea spune că a îngăduit păstorul ca acea oaie să ajungă în mâinile hoțului pentru a învăța o lecție sau pentru a fi prelucrată? Nici vorbă! Acel miel s-a expus cu bună știință, dând prilej hoțului să o atace. Dacă Dumnezeu te vindecă, te eliberează din mâna hoțului și acelui rău, din mâna bolii și a demonilor, tu dacă vrei să-ți menții libertatea și vindecarea, trebuie să stai în protecția oferită de staul și de păstor.
Așadar, dacă boala revine, înseamnă că undeva este un prilej pentru cel rău prin care el te poate ataca. De ce se întoarce câteodată boala înapoi? Sunt multe motive, așa că vom lua în discuție câteva. În primul rând, dacă boala se întoarce înapoi, un motiv ar fi lipsa vegherii în rugăciune. Pentru că scrie, vegheați dar și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Dar de ce vrea cel rău să cazi în ispită? Pentru că dacă vei cădea, are o portiță prin care să te atace. Pur și simplu i-ai oferit prilejul să te atace. Ca să nu cazi în ispită, recomandarea lui Iisus este următoarea. Veghează, adică fii vigilent, atent, fii pe metereze, nu adormit. Și roagă-te. Veghează și roagă-te. Roagă-te prin Duhul Sfânt. Roagă-te în alte limbi. Ai grijă să nu mai cazi, pentru că dacă vei cădea, este posibil să oferi din nou un prilej celui rău. Din păcate însă, cea mai frecventă întâlnită portiță pentru atacurile celui rău este imoralitatea sexuală. Aici nu mă refer doar la adulteri, ci tot ce ține de domeniul sexual. Pornografia, autosatisfacerea, gândurile murdare și tot ce ține de ele sunt, din păcate, o portiță deschisă pentru cel rău și pentru revenirea bolii. O să intru într-un subiect tare ciudat, dar o fac din cauza că vreau ca multă lume să fie eliberată prin acest mesaj. Observăm la unii oameni că ne rugăm pentru ei, au parte de eliberare și vindecare și așa mai departe. Dumnezeu îi reabilitează, este foarte bine câteva zile sau săptămâni, dar după un timp, parcă se întoarce boala înapoi. Apoi constatăm că oamenii ăia și-au asumat vindecarea, dar a venit vrăjmașul și a început să lucreze la mintea acelui om cu tot felul de ispite, indiferent că de parte femeiască sau parte bărbătească. I-a rugat odată pentru o persoană care avea dureri groaznice. Dumnezeu a eliberat-o pe loc, durerile au părăsit-o complet, timp de câteva săptămâni bune, ceea ce era de neconceput înainte. Însă după ceva timp, durerile parcă au venit înapoi. Și ne-am întrebat de ce. Am constatat apoi că acea persoană a început să se gândească din nou la prostiile din trecut, la jucăriile din trecut și așa mai departe. Până la urmă a fost bine, dar pe noi ne amărăște mult când ne rugăm pentru cineva. Dumnezeu lucrează și îl eliberează. Însă parcă el nu are grijă de vindecarea lui, ci merge înainte exact cum era în urmă. Hai să-ți și arăt câteva dovezi în Scriptură pentru ce îți spun. 1 Corinteni 6:18. Fugiți de curvie. Orice alt păcat pe care îl face omul este un păcat săvârșit afară din trup. Dar cine curvește, păcătuiește împotriva trupului său. Cuvântul folosit aici pentru curvie este grecescul porneo. Îți spune ceva cuvântul ăsta, porneo? Din păcate cam corelează cu tot ce ține de imoralitate sexuală. Îți pare moral adulterul? Nu! Îți pare corect din punct de vedere moral consumarea pornografiei? Nu! Îți pare corect din punct de vedere moral să ai o gândire stricată? Nu! Dar fii atent ce spune versetul ăsta. Cine curvește, adică porneia, păcătuiește împotriva trupului său. Deci cine practică imoralități, păcătuiește împotriva trupului său. Deci cine are de suferit dacă tu o dai în străchini în ce privește moralitatea? Trupul tău. Trupul tău. Hai să-ți citesc același verset din traducerea BVA. O traducere extraordinară. Fugiți de imoralitatea sexuală. Oricare din celelalte păcate pe care le face omul nu îi afectează corpul. Dar cel care comite imoralitate sexuală păcătuiește împotriva corpului lui. Hai să-ți mai citesc un verset care poate e mai explicit, dar de data asta trebuie să te pui jos, pentru că urmează un șoc. Romani 1:24. De aceea Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției să urmeze poftele inimilor lor, așa că își necinstesc singuri trupurile. Observi? Nu spune că își necinstesc ființa sau sufletul, ca și cum cei care sunt imorali o să-și necinstească onoarea. Nu. Ci trupurile lor vor avea de suferit. Din pricina aceasta, Dumnezeu i-a lăsat în voie unor patimi scârboase, căci femeile lor au schimbat întrebuințarea firească a lor într-una care este împotriva firii. Tot astfel și bărbații au părăsit întrebuințarea firească a femeii și s-au prins în poftele lor, unii pentru alții. Au săvârșit parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri scârboase și au primit în ei înșiși, plata cuvenită pentru rătăcirea lor. Observă cum consecința imoralității o primește în însuți corpul tău. Corpul tău va avea de suferit.
fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în conștiința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate ca să facă lucruri neîngăduite. Înainte să ai parte de un șoc, vreau să-ți aduc aminte de un lucru pe care l-a spus Iisus vis-a-vis de imoralitate. Matei 5,28. Dar eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca să o poftească, a și prea curvit cu ea în inima lui. Iată că până și gândirea fantezistă poate avea același impact și consecințe când vine vorba de imoralitate. Iar acum fii atent, pentru că astfel, prin imoralitate, oamenii ajung plini de orice fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate, plini de pismă, de ucidere, de ceartă, de înșelăciune, de pornire răutăcioase, sunt șoptitori, bârfitori, urjitori de Dumnezeu, obraznici, trufași, lăudăroși, născocitori de rele, neascultători de părinți. Atenție! Neascultători de părinți! Din cauza asta! Fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească. Fără dragoste firească nu există niciun fel de pasiune în el. De niciun fel. Neînduplecați, fără milă. Parcă te și văd cum ți se aprind o mulțime de becuri. Mai ales dacă ești lider al unei comunități. Acum înțelegi care e situația? De ce nu merge treaba? De ce stagnează lucrurile? N-am înțeles niciodată de ce Pavel, parcă tona și fulgera în prima dată împotriva imoralității. Uite-te în toate listele cu păcate și vei vedea că de fiecare dată imoralitatea e în capul listei. Capul listei. De ce? Pentru că e cea mai des întâlnită și problematică situație. Cele mai multe probleme le creează imoralitatea. Și dacă aș avea o mustrare, aș avea una mare și lată. Nu se vorbește clar de la mese despre lucrurile astea. Stăm de vorbă cu o mulțime de oameni despre domeniile astea și îi ajutăm să iasă din grup. Iar ei ne mărturisesc că, mă, niciodată n-am auzit așa ceva la biserică. Trebuie să cercetați lucrurile astea într-un mod serios și să luați măsuri, să oferiți soluții, nu canoane. Oferiți-le cu dragoste, cu blândețe și înțelegere. Dacă un om este în groapă cu piciorul rupt, degeaba îi predici de pe marginea șanțului să aibă grijă la drum și la grop că dacă o să cadă o să-și rupă picioarele. El deja e căzut în groapă. Tu nu observi. Ajută-i să se ridice. Ajută-i. Au nevoie de ajutorul tău. Și mai o chestie importantă. Evită să primești mărturisire. Să spun de ce. Galateni 6:1. Fraților, chiar dacă un om ar cădea deodată în vreo greșeală, voi care sunteți duhovnicești, să-l ridicați cu Duhul blândeții și ia seama la tine însuți ca să nu fii ispitit și tu. Cum adică să iei seama să nu fii ispitit și tu după ce ajuți un om să se ridice dintr-o greșeală? Păi uite-te în jurul tău. Cu siguranță cunoști oameni care au luat mărturisire de la oameni, iar după aceea, sau chiar atunci, au căzut în păcat. Imaginați-vă omule câteodată e firească, teribil de firească. Iar atunci când cineva începe să-ți povestească, poate cu sinceritate ceea ce s-a întâmplat, vei fi ispitit și tu. Pentru că acel duh de imoralitate este expus, este lăudat, să zic așa. Iar atunci, el capătă influență în jurul lui. De exemplu, eram la o eliberare odată, iar după un timp, femeia pentru care ne rugam, ne spune că ar vrea să se mărturisească unei alte femei. Însă Duhul Domnului a descoperit pentru un prieten care era cu noi să nu plece la mărturisire. Duhul acela știa că urmează să plece și voia să plece în acea femeie prin mărturisire. Ea probabil ar fi ajutat-o pe cea cu probleme, ar fi ridicat-o, însă ar fi fost ispitită prin auzirea celor gunoaie. La fel cum prin auzirea cuvântului, tu capeți credință în Dumnezeu. La fel cum prin auzirea cuvintelor înfricoșătoare, capeți frică. La fel poți primi ispite prin auzirea unei discuții ce conțin ispite. Indiferent că această situație poartă numele sfânt de mărturisire. Nu ai nevoie de mărturisire. De asta suntem așa de împotriva mărturisirii fără noimă. Pentru că nu-mi trebuie mie să ascult un om ce a făcut în viață. Dacă e ceva, Dumnezeu oricum ne arată. Noi când ne rugăm pentru oameni, de obicei Dumnezeu ne arată tot ce cu persoana respectivă. Nu ne surprinde nimic. Dar nu prea le spunem, deoarece astfel de cunoștințe sunt pentru noi, ca să știm cum să ne rugăm. Am deviat puțin de la subiect, dar Duhul Sfânt a vrut să vă vorbească lucrurile acestea. Așadar, după cum am spus, fugiți de imoralitate. Ai grijă de tine și de trupul tău. Dacă boala ți se întoarce înapoi prin păcatul tău, nu înseamnă că Dumnezeu te-a pedepsit pentru păcatul tău, ci tu însuți te-ai expus vrăjmașului. Ți-ai primit porția din cauza neatenției tale.
Dumnezeu ți-a spus să stai cu minte pe mijlocul drumului, dar tu ai vrut senzație și ai intrat în pom. Cine e vinovat? Dumnezeu? Dumnezeu ți-a băgat în pom pentru că n-ai stat pe mijlocul drumului? Nu! Ci pentru că tu nu ai ascultat. Natural te-ai accidentat. Dacă tu dai prilej diavolului, el o să te pocnească. De asta spun, nu Dumnezeu te-a pedepsit. Ai căzut, te-ai julit, dar acum ridică-te. Nu mai păcătui. Dumnezeu încă te iubește, te iartă, dar încetează să mai păcătuiești, frate scump. Te rog, ajungă-ți. Dacă te simți legat, e posibil să ai nevoie de eliberare. Caută pe cineva să te ajute sau eliberează-te singur. Ai dreptul la libertate, Dumnezeu te vrea liber. Dar dacă nu ești apăsat de vreun duș, ci pur și simplu lași ca firea ta să învie din morți, trezește-te tu! Nu te lăsa dus de nas de ispititorul. Vrăjmașul exploatează maxim aceste simțăminte. De exemplu, în 1 Corinteni 7,5 scrie: ca să nu vă ispitească satana din pricina nestăpânirii voastre. În traducerea BVA se explică și mai clar. Apoi, ca să evitați ispita satanei care exploatează lipsa voastră de autocontrol, să aveți din nou relații. Ce face ispititor? Exploatează lipsa autocontrolului. Deci nu e vorba de un duh rău aici, ci de trupul tău nedisciplinat. În esență, o viață strâns legată cu Dumnezeu te protejează de atacurile celui rău. Iisus spune clar în Luca 10:19: v-am dat putere peste toată puterea vrăjmașului și nimic nu vă va putea vătăma. Diavolul nu te poate atinge decât dacă deschizi ușa să o poată face. Dacă te face knockout la nivelul minții, atunci e posibil să își găsească o portiță. Dar dacă nu, atunci n-are ce-ți face. Deci tema noastră era următoare. De ce vine boala înapoi și cum rezolvăm situația asta? Iar răspunsurile vin cam așa. Dacă boala sau problemele pleacă, dar după un timp revin, motivele pot fi următoarele. Lipsa vegherii, lipsa rugăciunii și lipsa unei vieți curate. Lipsa vegherii, adică lipsa vigilenței. Frate scump, trebuie să fii atent. Trebuie să fii atent 24 din 24, 7 zile din 7. În Efeseni 6 scrie așa: de aceea luați toată armătura lui Dumnezeu, ca să vă puteți împotrivi în ziua acelea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Stați gata, dar având mijlocul încins cu adevărul, nu cu religia. Îmbrăcați cu platoșa neprihănire pe care ți-o oferă Dumnezeu, nu a ta. Având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii, să se vadă în tine râvnă. Pe deasupra tuturor acestora luați scutul credinței cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. Nu te teme, ai credință! Luați și coiful mântuirii. În Tesaloniceni spune despre coif că reprezintă nădejdea mântuirii. Întotdeauna să ai siguranța mântuirii. Asta îți va proteja mintea de atacurile de la nivelul minții. Și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Stai în cuvânt, citește, studiază, familiarizează-te cu adevărul, nu cu tradiția și datina bătrânilor. Faceți în toată vremea prin Duhul, adică prin călăuzire și în alte limbi, tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta cu toată stăruința, iar astfel vei rămânea în picioare după ce vei fi biruit totul. Nu uita că ține și de tine să lupți împotriva vrăjmașului. Nu liderul și nu fratele cu darul te va menține liber, ci tu însuți. Cei experimentați te pot ajuta la nevoie, dar tu trebuie să stai în picioare. Nu te lăsa bătut. Așadar, veghează, roagă-te și păstrează-te curat. Astfel vei fi protejat și nu ți se vor întâmpla aceste lucruri. Vindecarea ta va rodi puternic, sănătatea ta va spori. De ce crezi că scrie sănătatea ta să sporească tot așa cum sporește sufletul tău? Pentru că dacă îți educi sufletul să se asemene cu Duhul tău, care este neprihănit, plin de Duhul Sfânt, plin de har și putere, atunci îți vei putea ține și trupul în sănătate. Iar nu în ultimul rând, fugi de poftele tinereții și urmărește neprihănirea, credința, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. Dacă ești stresat de poftele imoralității, vei putea scăpa de ele prin slujire. Dacă vei avea o viață de ucenic pentru Hristos, le vei birui. Din această cauză îi spune Pavel lui Timotei: fugi de poftele tinereții și urmărește neprihănirea, credința, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. Ca să nu faci ceva, trebuie să faci altceva. O viață de ucenic este răspunsul la problemele tale. O să facem pe viitor și un seminar despre aceste lucruri care vor elibera multă lume. Așadar,
fugiți de imoralitate și înlocuiește-o cu o viață de credință, o viață de părtășie cu Dumnezeu. O viață curată cu Dumnezeu va fi împlinirea inimii tale, iar astfel vindecarea și eliberarea se vor menține în trupul și în sufletul tău. Începe să ajuți oamenii să stai la dispoziția lui Dumnezeu pentru vindecare, eliberare, profetic, învățătură, evangelizare și așa mai departe. Nu uita, Dumnezeu a proiectat omul ca el să simtă maximul de împlinire sufletească și trupească și spirituală, doar atunci când va avea o viață de ucenic al lui Hristos. Chiar dacă vei mai cădea, nu te lăsa bătut. Nu lăsa eșecurile să-ți dicteze finalul. Ridică-te și mergi mai departe. Nu te lăsa bătut pentru că ai un război de câștigat pentru Dumnezeu. Iar astfel, trupul își va menține vindecare. Fie ca Dumnezeu să te binecuvinteze și să te păzească și să te ajute să crești pentru împărăția Lui. Evident, mai sunt și alte cauze prin care boala se poate întoarce înapoi, dar le vom aminti altă dată. Exemplu, printre ele se numără și următoarele. E posibil ca unii oameni, după ce au fost vindecați, să fie păcăliți de diavolul că ei nu-și merită vindecare și că ei trebuie să poarte neînțepuși sau că, nu știu, trebuie să fie încercați sau că trebuie să suporte o anumită pedeapsă. Acestea sunt și ele portițe deschise celui rău. Când Dumnezeu te vindecă, trebuie să-ți asumi vindecarea, trebuie să o primești, să nu ai frică că nu meriți vindecarea sau că e posibil ca acea boală să te apropie de Domnul. Dacă nu ești în totalitate convins că Dumnezeu te vrea sănătos, ești vulnerabil. Așadar, învață-te odată pentru totdeauna că Dumnezeu te vrea sănătos tot timpul și că El nu vrea să ai un sol al satanei în tine. Pe de altă parte, vindecarea se mai poate pierde prin lepădare. Dacă tu ai fost vindecat, iar tu, în loc să mărturisești oamenilor vindecarea, tu spui că nu e adevărat și că n-ai fost vindecat, boala cel mai probabil se va întoarce înapoi, pentru că tu te-ai lepădat de vindecare. E ca la mântuire. Dacă tu te lepezi de mântuire, o pierzi. Dacă tu te lepezi de vindecare, o pierzi. Nu e vinovat cel care s-a rugat pentru tine. E vinovat creierul tău de mărimea unui act de siguranță. Spun asta pentru că, da, am avut astfel de cazuri. Dacă aveți și voi, nu vă panicați. Așadar, eu am fost Andrei, de la Andrei și Filip, și mă rog ca sănătatea ta să sporească tot așa cum sporește sufletul tău. Amin.